Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Suceava organizează vineri pe 19 octombrie la parterul Julius Mall Suceava, începând cu ora 10, bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul are loc simultan și în localitățile Fălticeni și Câmpul Lung Moldovenesc, la sediile punctelor de lucru ale AJOFM, dar și la Rădăuți, la Casa Germană. Alături de oferte de locuri vacante pe plan local, persoanele interesate vor putea consulta și solicita consiliere pentru a ocupa locuri vacante în străinătate, mediate prin rețeaua EURES a serviciilor publice din Europa. Bursa este deschisă pentru toate persoanele interesate de un loc de muncă, indiferent de nivelul de educație și anul absolvirii studiilor. Confirmările angajatorilor care vor participa la bursa locurilor de muncă sunt deja destul de numeroase, atât în municipiul Suceava, cât și la sediile punctelor de lucru ale agențiilor din județ. Formularele de înregistrare a ofertelor de locuri vacante pentru bursă mai pot fi trimise până la data de 18 octombrie la ora 14.